așa cum se obișnuiește de fiecare dată, la un botez, avem datoria aceasta să o întrebăm, așa cum sunt puse întrebările, poate ne-au spus de la început, Daniel, ai grijă cum ne pui întrebările, să nu ne încurci. Că noi mai știm și germană, și un pic de românește, să nu cumva să ne încurcăm. Nu o să te încurci. Întrebările sunt foarte simple. Aș vrea să te întreb, Andreea, dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Aș vrea să te întreb dacă crezi că Iisus Hristos este și Mântuitorul tău? Da, cred. Aș vrea să te mai întreb un lucru. Cât timp vrei să urmezi și să faci acest jurământ înaintea? Uite cât sunt în biserică. Și acești mai mici, și cei mai mari, și îngerii care văd. Cât timp vrei să slujești pe Domnul? Pe bază mărturisirii tale, te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. A martorilor văzuți și nevăzuți. Sora Mihaela, la 18 ani, ai hotărât să te împaci cu Domnul. Te mărturisești și te întreb, crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii? Da, cred. Crezi că Domnul Iisus a murit pe cruce și a purtat și păcatele tale? Da, cred. Legământul pe care îl faci astăzi, cât dorești să-l ții? Ajutorul Domnului tot în Domnul să-ți ajute. Pe baza mărturiei tale cu gura, eu te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin.